Beatrice Rubică. Am 25 de ani. 1,71 m înălțime. 55 de kg. Și sunt actriță. Am terminat facultatea de actorie și am experiență în animații pentru copii, face painting și baloane. Repet și joc pe gratis, n-am nicio pretenție financiară și sunt disponibilă 100% tot anul ăsta și la anul și peste 2 și peste 5 și peste 10 ani, 24 din 24, 7 zile din 7. Și dau pentru toate personajele. Numai să-mi spuneți cum să le fac. Madre, rompió el material otra vez. Pero Patrín, tiene que distraerse contigo. Hace como enseña. Poftiți-l înăuntru pe acel Patrín senior să se distreze conmigo. Hai! Haide! Eram micuță. De-o șchioapă, știți? Cu codițele pe spate și cu pantalonașii mai lungi decât fustița. Și așa, micuță, îl vedeam în fiecare zi la poarta școlii când ieșeam. Venea să mă vadă cum cresc. Se ținea după mine, îmi zâmbea și când ajungeam acasă, îmi făcea cu mâna. Bună ziua, domnișoară! Bună ziua! Îmi închipui că nu ești pentru prima dată aici, nu-i așa? Nu. Nu, domnule. Ai fost. Ai fost de mai multe ori. Curva mică. Hai, lasă, că nu trebuie să fii chiar așa de... În doliu. Ia uite acum văd. Te rog să mă crezi că sunt adânc. Întristat. Destul, domnule!
Gata! Se cuvine ca eu să vă mulțumesc! Nu ca dumneavoastră să vă simțiți prost jos rochița asta. Încet, încet, vom respira, ziua va pierde orice sens. Și se va stinge și lumină de pe cer. Până la cap, până la cap, rămân. Amnezec, 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 fără motiv. Ea este linia de vede și eu nu sunt deloc spătit. Că nu știu cine bate acum la o șapnă. Eu sunt cu ea, eu sunt cu ea. Aoleu, am uitat să vă zic că am băgat momentul ăsta de teatru dans. Mi-mi supăr că merge foarte bine, că crești tensiunea mult, 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 mare, mare, mare de toți faci și intră piesa asta cu mesaj, așa. Dacă nu vă place, putem să o scoatem. E regulă. Stați alea că mai am lanterna. Așa. E bun că aveți lac. E bun. Dacă aveați și niște copaci și o leacă de cer, era și mai bine, dar în fine, descurcăm ca la casting cum puteam. Așa. Nu, numai puțin să-mi intru în stare. Stați o leacă. Nu știu unde ți imaginezi tu că te afli. Suntem pe o scenă. Ce e aia o scenă? E un loc în care toată lumea se joacă de-a serioaselea. Joacă o piesă. Și piesa asta noi o facem. Dacă luăm casting. Ce lucruri îngrozitoare s-au pregătit pentru tine. Ce piesă urâtă o să joci. Ce lucruri îngrozitoare. Grădina. Bazinul. Dar nu, nu, nu. Nimic din toate astea nu e adevărat, să știi. Nimic, pentru că tocmai asta e nenorocirea, că aici totul e o prefăcătorie. Ce e? Ce e? Nu, nu, pentru ceilalți. Pentru ei e o prefăcătorie, dar pentru tine nu. Pentru tine care ești adevărată, nu. Tu te joci cu adevărat într-un bazin mare, albastru, frumos. Uite-l. Îți place? Uite-l. Așa. Ce cauți acolo? Ce cauți acolo? Ce ascunzi? Scoate mâinile din buzunar, n-auzi? Scoate mâinile din buzunar! De unde l-ai? De unde ai făcut rost de el? Zi de unde ai făcut rost de... Am alergat. M-a repezit să o scot afară. Dar ceva m-a blocat. Băiatul stătea încremenit, cu ochii de nebun, privind la surioara sa anecată în bazin. Am dat să mă apropii. Și atunci,
uitat textul. Nu ia nici castingul ăsta. Dacă vreți să vă fac o animație pentru copii, niște face painting și niște baloane. Nu vrea nimeni? Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. Am auzit că mai aveți și mâine casting. Vin și mâine dacă e. Îl învăț ca lumea seara asta și vin și mâine. Îmi pare rău. Mulțumesc.